lucrare sau cu un microroman dintre cele mai reprezentative pentru el, fără îndoială, dar un roman care mie mi-a plăcut mult și pe care îl consider foarte frumos din mai multe puncte de vedere. Mi-a amintit încă de la primele pagini, dacă pot spune așa, de alte două cărți despre care am mai discutat aici la clubul de lectură, această orbitoare absența luminii și respectiv viața lui Pi. Dincolo de aceste aspecte, evident că pe undeva, dacă este să mă raportez strict la plauzibilitatea evenimentelor, din mai multe puncte de vedere mi s-a părut relativ implauzibil, adică simplu fapt de a rezista 10 zile fără apă în largul mării și să rămâi suficient de puternic ca după aceea să te arunci în valuri și să mai înoți o perioadă de timp până la să atingi uscatul, din punct de vedere medical, dacă e să abordez așa, este destul de implauzibil. Dar, mă rog, pe lângă, ne pun la socoteală și lipsa de mâncare, dar asta, în primul rând, lipsa de apă, teoretic, în 3 zile, 4 zile, ar trebui să te facă praf fără să mai poți să miști, să mai înoți, dar aminte să mai gândești limpede și așa mai departe. Dar, dincolo de asta, cumva, aspectul ăsta nu mi s-a părut important sau esențial, pentru că nu cred că neapărat fidelitatea redării evenimentelor, și aici mi-am amintit cartea de viața lui Pi, nu atât adevărul, să spun, într-o poveste de genul ăsta e neapărat relevant, cât felul în care personajul reușește să proiecteze și să evoce respectiva experiență și reușește foarte bine să facă treaba asta, pentru că sunt multe cadre cinematografice, aș putea să spun, în carte, la felul în care sunt evocate și trăirile și ceea ce vede personajul. La un moment dat se simte plutind în barcă, obosit printre nori, fără vlagă, dar cu desăvârșire viu. Sunt momentele alea foarte frumoase când se trezește mestecând cartoanele cu reclamele pe care le-a primit în port, scenele cu pescărușul, de fapt, sunt mai multe. Deci sunt niște instantanee de astea fotografice sau cinematografice care mi s-au părut foarte grăitoare. Pe de altă parte, mi-a plăcut cartea pentru că mi-a demonstrat, dacă mai era cazul să întărească capacitatea asta literaturii de a eterniza anumite întâmplări și anumite chestiuni memorabile, să spun o trăsătură pe care jurnalismul, din păcate, nu o are. Și probabil de aia Marchez a simțit într-un fel și nevoia să scrie un roman, să nu se mulțumească doar un reportaj, pentru că în jurnalism cam tot ce se scrie e perisabil, sau să spun, are o durată de valabilitate de câțiva ani maxim, după care lumea uită și trece la următorul subiect și mai departe. Ori un roman, iată, poate să marcheze, să spun așa, să decupeze din fluxul evenimentelor o întâmplare cu adevărat memorabilă și să livreze de asemenea un protagonist memorabil.